SECE Activitatea Goscomorâștie S.A. este unul dintre cei trei operatori de apă și canal care activează în județul Hunedoara. Societatea operează în municipiul Orăștie și în comunele Beriu, Orăștioara de Sus, Rapoltul Mare și Turdaș. Până la mijlocul lunii viitoare, cei de la Activitatea Goscomorâștie vor depune spre aprobare la Consiliul Județean Hunedoara un master plan de apă și canalizare pentru zona în care operează în vederea accesării de fonduri europene. Mergem înainte cu el. Am aprobat săptămâna trecută lista de investiții prioritare care stă la baza modificărilor pe care adăugirilor care le aduce la masterplanul județean. Eu sper ca într-o perioadă scurtă, până în mijlocul februarie să-l avem de pus pe masa Consiliului Județean spre adoptare, în așa fel încât să creăm premisele ca operatorul Goscom, Activitatea Goscom S.A. Orăștie, să beneficieze de un program de asistență tehnică pentru pregătirea accesării fondurilor europene în ceea ce privește investițiile majore în apă și canal. Deci, cumva suntem în linie dreaptă cu pregătirile. Sper să, undeva pe la mijlocul anului viitor, să fim angrenați la maxim în atingerea obiectivului despre care v-am vorbit. O analiză preliminară arată că valoarea investiției se apropie de 50 de milioane de euro, iar lucrările pe cele două componente, apă și canal, ar putea începe în a doua parte a anului viitor. Evaluările de master plan sunt evaluări macro, deci nu sunt punctuale. Asta vor rezulta în urma unui studiu de fezabilitate care va sta la baza întregului demers. Și mai detaliate vor fi în proiectele tehnice și, mă rog, în caietele de sarcini, în achiziție, în partea aceasta, să zic, de implementare. Ce pot să vă spun? Că la prima evaluare, am ajuns undeva la o valoare de 48 de milioane de euro. Sunt două componente principale, și anume partea de apă și partea de canal. Pe partea de apă se dorește, printre altele, extinderea rețelei de distribuție și înființarea de captări noi. La partea de apă ne gândim foarte tare să consolidăm sursa principală, și anume captarea Sibișel și uzina de tratare, o stație de tratare a apei Orăștie, în așa fel încât să putem avea un control pe calitate și pe constanța în furnizare, și vrem să extindem alimentarea cu apă cât se poate în toată zona, în toată area de operare. Și de asemenea avem în vedere și sistemele zonale sau subsistemele, ceea ce înseamnă captarea de la Costești, respectiv de la Boiu, să le modernizăm în așa fel încât ele să poată să furnizeze în aceleași condiții de calitate și de stabilitate în furnizare pe zonele pe care le servesc, respectiv comuna Orăștioara și satele Boiu, respectiv Folt. Asta depinde de cum ne organizăm. În ceea ce privește partea de canalizare, masterplanul vine cu un concept nou, cel de cluster, ceea ce înseamnă că toată colectarea se va face într-un singur loc. Iar partea cealaltă este legată de sistemul de canalizare. Aici venim cu un concept, să spun, nou, și anume conceptul de clusterizare, și anume de a aduce toate apele uzate într-un singur loc și în acel loc să pregătim o aplicație mai consistentă, de fapt cea mai consistentă, cel mai consistent obiectiv ca și finanțare, și anume stația de epurare a apelor uzate Orăștie, care vrem să o ridicăm la un nivel la care să ne putem permite ca întreaga arie de operare să putem deservi de acolo. Deci, astea sunt conceptele în linii mari în ceea ce privește dezvoltarea, plus discutăm de aducțiuni, discutăm de colectorul principal din Orăștie, de conductele majore, de modelarea hidraulică, de eficientizarea a rețelelor, eficientizarea exploatării rețelelor,
lucruri de genul ăsta. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind emisiunea De la A la Z, imediat după jurnalul de știri, în care este invitat Fabius Chiseli, directorul Societății Comerciale Activitatea Goscom Orăștie. Emisiunea mai poate fi urmărită pe pagina de Facebook 1 TV, dar și pe canalul de YouTube al postului nostru de televiziune.